Colindători din mai multe regiuni ale țării s-au întâlnit la Oradea pentru a participa la cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Datin și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, Asta-i Datina Străveche. Umblatul cu țurca, alduitul colacului, pălincii, vinului, cârnațului, obiceiul talgerelor, alegerea cetei junilor, au fost interpretate de copiii îmbrăcați în straie populare. Venim de sub streașina Mănăstirii Moldovița, din prea Dulcea Bucovină, din comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava. Și am venit cu plăcere la dumneavoastră pentru a doua oară să vă arătăm tot ce este mai curat și mai frumos în comuna noastră. Aici vom cânta multe cântece și suntem foarte încântați de această propunere și abia așteptăm să cântăm și să dansăm pe scenă. Suntem invitați și pe această cale mulțumesc organizatorilor că ne-am invitat la un festival internațional de dati și obiceiuri străvechi. Iar noi din Maramureșul istoric, Maramureșul Voivodal, venim cu niște colinde foarte vechi, tradiționale și un obicei, Tiralexa. De cel puțin 35 de ani conduc acest ansamblu, le-am cules de la oamenii bătrâni din sat, aceste colinde, Tiralexa, le-am luat de la ei, le transmitem mai departe altor generații și prin aceasta încercăm să conservăm tradițiile și obiceiurile tradiționale și să le transmitem mai departe noilor generații. Frumos, pentru binele ce-a fost, viața, numai rai va fi, că ați primit cu drag copchii, pentru că ați avut răbdare, să ascultați pe fiecare. Pe scena Teatrului Regina Maria s-a desfășurat un spectacol concurs susținut de ansamblurile din județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiș și Bihor.